Puțin anticipau la începutul sezonului parcursul de vis al echipei feminine de handbal în acest sezon. SCM Craiova a câștigat Cupa IHF, primul trofeu din istoria sportului de echipă craiovean, în urma unei duble de infart în fața norvegienilor de la Vipers Kristiansand. Și în campionatul oltencele au avut evoluții excelente. Craiovencele au terminat campionatul pe locul 2 și vor participa în sezonul viitor în Liga Campionilor. În funcție de numărul echipelor care se vor înscrie, pot intra direct în grupe. Suntem mulțumiți pe deplin pentru ceea ce am realizat. Au fost foarte multe sacrificii, multă muncă în spatele acestor rezultate. Unele s-au văzut, unele nu s-au văzut, acele eforturi pe care le-am făcut. Și cred că toată lumea este mulțumită pentru ceea ce am realizat. Handbalistele Craiovei vor mai continua antrenamentele până pe 31 mai, când vor expira contractele. Vor părăsi echipa Sigur, Dumansca, Pricopii, Viziteu și Clicova. Urmează această ieșire din efort până pe 31 mai, când expiră contractele și normal să ne pregătim, iar apoi o vacanță bine meritată din toate punctele de vedere și o luăm de la capăt cu alte obiective. Credem noi că la fel de importante și realizabile. Alte trei jucătoare ale Craiovei au fost selecționate la națională pentru a participa la campionatul european. Este vorba de Valentina Ardean Elisei, Iulia Dumansca și Ana Maria Țicu.